Adesea vorbim despre faptul că suntem primiți de Dumnezeu, încurajăm pe aproapele nostru să îndrăznească pentru că va fi primit de Dumnezeu și lucrul acesta a devenit și este leitmotivul Evangheliei și evangelizării în lume. Dar foarte rar ne-am gândit la atitudinea lui Dumnezeu atunci când ne-a primit. Lucrul acesta e foarte important și lucrul acesta este adevărul despre izvoarele primirii noastre, de unde vin ele. Nu e tot una când te primește cineva pe acasă, îți deschidești, hai, vino, vino. Sau când cineva jubilează sau explodează de bucurie și de fericire că ai venit în casa lui. Diferență mare între felul cum a primit Zacheu pe Iisus în casa lui și cum a primit Simon, leprosul, pe Iisus în casa lui. De unde vine răceala noastră când e vorba de primirea Domnului Hristos în suflet? De unde vine împietrirea, anchiloza aceasta? Din faptul că nu ne-am luat timp niciodată să privim fața Domnului Hristos când ne-a primit. Cu câtă bucurie! Ați observat ce spune el? El se duce după oaia aceea pierdută și o pune pe umeri cu bucurie și o aduce. Când găsește dragma pierdută, explodează de bucurie că a găsit-o. Lucrul acesta trebuie să se întâmple și în sufletul meu când îl primesc pe el, când primesc cuvântul lui. Nu se spune, hai, așa o să fac, da, o să... Nu, aceeași bucurie, aceeași fericire pe care a avut-o el când m-a primit pe mine, mă rog lui Dumnezeu, să se nască și în inima mea. De altfel, el nici nu primește această slujbă cu jumate de gură. Ci Biblia spune cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu toată ființa ta. Așa a făcut Dumnezeu cu privire la mine. El nu îmi spune mie să îl primesc pe el altfel de cum m-a primit el pe mine. Lucrul acesta ar trebui să rămână asupra noastră de fiecare dată când primim pe cineva sau când Domnul cere intrare în viața și ființa noastră într-o privință sau alta. L-a primit cu mare bucurie. Lucrul acesta arată cine este pentru tine cel ce vine în viața ta. Dumnezeu nu doar că ne acceptă, hai și tu, ci Dumnezeu sărbătorește venirea noastră la El. Ce-a gândit fiul risipitor să facă în momentul când ajunge acasă? Să ceară o slujbă de rob, de slujitor, pe viață în casa tatălui său. Cererea aceasta care s-a ridicat în mintea lui pentru proiectată pentru momentul când se va întâlni cu tatăl nu este altceva decât produsul imaginii lui despre tatăl. Așa, atât a înțeles el despre tatăl. Dar atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. El nu l-a cunoscut pe tatăl lui. Când a ajuns acasă, a rămas uluit de felul cum a fost primit de tatăl. Ce oaspeți, ce bucurie, ce muzică, ce jocuri, ce a fost acolo. Când a venit fratele cel mare, ce se întâmplă aici? Dânsul era foarte solemn, era serios, era un om care încruntat, întunecat ca să arate ce importante. Erau unii farisei sângerați ăștia, umblau foarte întunecați. Și Iisus spunea despre ei, sluțesc fețele, se fac că sunt serioși, nu zâmbesc. Nu. Când a intrat fratele acesta mai mare care venea nădușit de la muncă, a intrat în curte acolo și a auzit muzică și jocuri și asta, nu a înțeles rostul acestor lucruri. Nici de cum să conecteze cu venirea fratelui lui. Asta e atmosferă de nuntă, frate. Cine se mărită aici? Cine se căsătorește? Ce se întâmplă aici? A chemat pe un robia, spune-mi ce se întâmplă în casa acolo. Mi se pare ceva foarte ciudat. Când i-a spus că toată muzica, jocurile, mâncarea, bucuria care era acolo nemaipomenită sunt legate de venirea fratelui și așa a știe tata să primească pe cel care a venit acasă, s-a umplut de mânie și a spus că el nu participă la așa ceva. Lui nu-i place biserica aceea unde lumea are un zâmbet pe față, primește cu flori și cu bucurie pe cei care vin acolo. Totul jubilează de dragul lui Dumnezeu. Nu-i place această biserică, îi place să fie tunecată, rece, moartă și așa mai departe. El are părerile lui despre tatăl, care este un închis, un zgârcit, niciodată nu mi-ai dat și așa mai departe. Deci, felul cum ai fost primit de Dumnezeu când ai venit la El, să fie felul cum tu vei primi pe Dumnezeu în viața ta. Felul cum te-a primit pe tine Dumnezeu, să fie felul cum tu primești pe aproapele tău. Aceasta a spus Domnul Hristos. Se cădea ca așa cum te-am primit eu pe tine, așa să primești și tu pe aproapele tău și așa să ne ajute Dumnezeu.